Dezvăluiri neașteptate despre Survivor România Cum sunt, de fapt, tratați concurenții recent, Robert Nița a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre Survivor România. Prezent în sezonul ce a avut loc în anul 2022, fostul fotbalist a mărturisit că experiența este una mult mai grea decât pare. Pe lângă condițiile dure pe care concurenții trebuie să le îndure în Dominicană, Fostul faimos spune că nici comportamentul staffului nu este unul prea bun. Acesta a declarat că participanții sunt tratați intenționat destul de rău, pentru a genera reacții și dispute. De asemenea, Robert Niță mărturisește că a simțit că a fost tratat ca un prizonier, un sclav, motiv pentru care a refuzat categoric să participe la Survivor All Stars. Vai ce foame am făcut! Vai de capul meu! În primele 12 zile am mâncat 9 linguri de orez. În total. Rase nu cu vârf. Reziști, ce să faci. Leșini, îți dau oia două palme și te trezești. Ce să faci? Primul joc a fost pentru foc și pentru acoperiș. Și am pierdut. Și am stat în întuneric nu știu câte zile. Acoperiș nu, foc nu. Se întuneca la șapte. Și te mai și tratează oia frumos. Vine câte un din ăla care nu are nicio legătură cu faimoșii și bate cu piciorul în cartonul ăla pe care dormi. Și face, haideți băi!